Sistemul medical din Africa a primit un ajutor semnificativ de 18 milioane de dolari. Aceasta este suma pe care cuplul din reportajul care urmează a donat-o medicilor misionari creștini care slujesc pe continent. E un cuplu uimitor. Mark Gerson și soția sa, rabin Erica Gerson, cred cu tărie în împlinirea poruncii evreiești a-ți iubi aproapele prin ajutarea celor mai nevoiași din Africa. Urmăriți reportajul! Petreceți timp cu Mark și Erica Gerson și veți descoperi imediat că pasiunea lor pentru a-i ajuta pe cei nevoiași este adânc rădăcinată în dragoste. Dragostea înseamnă acțiune. Când iubim pe cineva, înseamnă că trebuie să facem ceva pentru a ne arăta dragostea. Mark este un om de afaceri și un filantrop din New York. Soția sa este rabin evreu. Soții Gerson spun că datorită dragostei lor puternice pentru credința lor, ei donează anual milioane de dolari din averea lor personală pentru a împlini obligația evreilor de a-și iubi aproapele. Biblia nu ne spune niciodată să ne iubim copiii, deoarece acest lucru îl vom face fără ajutorul Bibliei. Noi ne vom iubi copiii chiar dacă nimeni nu spune să o facem, însă Biblia ne spune de 10 de ori să ne iubim aproapele, deoarece asta nu vine de la sine și nici nu e ușor. Soții Gerson pun în practică iubirea aproapelui prin susținerea lucrării creștinilor africani și a medicilor misionari pe întregul continent african. În urmă cu 20 de ani am aflat despre munca medicilor creștini din Africa și despre sacrificiul lor pentru a ajuta săracii, pentru a acorda îngrijire medicală celor care altfel nu ar avea. Și am spus, asta înseamnă să-ți iubești aproapele. În această săptămână, cuplul a donat o sumă record de 18 milioane de dolari împreună cu alte fonduri de la Banca Unită din Elveția și de la alții pentru a susține munca medicilor misiunii africane pe care au fondat-o împreună cu alte organizații cu 11 ani în urmă. Darul de 20 de milioane de dolari și speranța unui ajutor suplimentar mai mare va transforma sistemul medical din Africa. Ne va ajuta să construim sistemul, infrastructura, spitalele care vor trata milioane de pacienți în viitor. CBN și soții Gerson au colaborat la numeroase proiecte pe continent pentru a oferi îngrijire de calitate și compasiune pacienților. Potrivit African Mission Health Chair, cel mai recent dar al rabinului Erica și al lui Mark Gerson este cea mai generoasă donație pe care a primit-o vreodată misiunea medicală creștină. Ei cred cu fermitate în versetul biblic din Maleahii 3:10, potrivit căruia dacă ne ajutăm aproapele, Dumnezeu va turna binecuvântările sale. Biblia spune, încearcă-mă. Cred că este singura încercare pe care Dumnezeu o folosește în Biblie. Biblia spune, încearcă-mă, donează cauzelor caritabile și vei avea parte de binecuvântări. Și este atât de adevărat. Nimeni dintre cei care au donat pentru a sluji săracilor din Africa prin susținerea medicilor misionari creștini nu a regretat acest fapt. Este binecuvântarea vieților noastre. Este o binecuvântare a vieții Ericăi și a vieții mele să putem colabora cu acești sfinți, cu acești medici care lucrează în Africa în numele credințelor lor creștine pentru a sluji celor săraci. Vrem să facem asta mereu și mai mult.